Este ilogic ca oamenii să înțeleagă că dacă accesează creditul pe o perioadă mai lungă și fac rambursări anticipate, este mai ieftin decât dacă ar accesa din start o sumă mai mică și eventual o perioadă mai scurtă. Dar cel mai important aspect este să îmi scadă dobânda. Ulterior, când am dobânda mai scăzută, fac rambursările anticipate mult mai profitabil pentru mine. Ăsta este mitul rambursării anticipate. Nu că facem uh, rambursări anticipate, dar avem uh, rămânem cu o dobândă mare. Păi, în primul rând, îmi scad dobânda și pe urmă o să-mi fie foarte simplu să fac rambursări anticipate, nu? Ele vin natural și vin dintr-o economie făcută din pasul anterior. E clar. Ca să înțeleagă toată lumea, nu este vorba de o tăiere. E, corect, spus și gândit, se întâmplă următorul aspect. Avem o formulă de calcul, matematică, care, în urma unei rambursări anticipate cu scăderea perioadei de creditare, mi se reaplică acea formulă la întregul sold rămas de plată. Deci, deci, oameni bun, ce trebuie să verificați este că după ce scoateți noul scadențar, aveți aceeași rată și aveți mai puține uh, luni ca perioadă, exact cu cât ați diminuat. Atât. Nu vă mai bateți capul dacă greșește sau nu greșește omul de la uh, ghișeu dacă va tăia de sus sau va tăia de jos. E clar că se taie de sus, n-ai cum să tai de jos matematic n-ai cum să tai de jos. Este corect, banca nu greșește, asta trebuie să înțelegem. Tăiere, vorbim de tăiere, nu știu, la frizer, la mine a greșit un pic frizerul, a tăiat. A -a mai mult. Da, dar banca nu greșește. A, -a de sus. A -a de sus. Ia. Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunt Răzvan Muntean. Ne întoarcem la mitul rambursării anticipate, o continuare a ceea ce am discutat acum câteva zile cu același invitat al meu, Valentin Angel, CEO AVBS Credit. Binevenit, Valentin, din nou. Bună ziua, mă bucur de invitație și hai să lămurim calculele astea odată pentru totdeauna, sper. Da, nu știu cum a fost în bula ta, dar în bula mea s-a vorbit mult despre aceste calcule și am simțit nevoia să revii și să începem un pic, să intrăm mai avansat în câteva explicații. În primul rând, aș vrea să, să lămurim ce cu mitul ăsta, că noi l-am numit mit al rambursării anticipate. de ce, de ce a fost denumit mit? Așa. Pentru că foarte multe persoane au înțeles că noi am discutat despre faptul că suntem împotriva rambursărilor anticipate. Problema este că oamenii nu au urmărit cu atenție, în primul rând, și, în al doilea rând, probabil că nu au urmărit până la final. Ce se întâmplă cu acest mit? De ce este un mit al rambursărilor anticipate? Pentru că uh, sunt foarte multe calcule care au apărut atât uh, în presa uh, scrisă cât și în uh, online uh, pe care anumite persoane le-au făcut în felul următor. Iată că iei un credit cu uh, uh, pe o perioadă de timp să zicem 360 de luni perioada de regulă maximă nu este chiar maximă pentru un credit. Uh, plătești o rată lunară și apoi rambursezi din luna a doua. Doar principalul, principalul fiind mic, și atunci iată cât de simplu ți este tu să faci în fiecare lună aceste rambursări anticipate, rata lunară plus principalul următoarei luni. Da, așa este la început, dar spre final nu mai este așa. Adică așa cum am luat noi calculul de 300.000 de lei pe 360 de luni, unde în prima lună, dacă rambursăm anticipat principalul următoarei luni plus rata lunară care suntem obligați, ar însemna să plătim o sumă de 2603 lei. În total, da? Deci rata lunară din prima lună adică plus 2440, cât era rata lunară? 2440 plus uh, principalul următoarei luni ajungem uh -huh. la 2603 lei. Doar că de la lun până la luna 90 ajungem să rambursăm, să, să plătim în total 3069 de lei ca să mai putem să scădem în continuare câte o lună, câte o lună, câte o lună. Iar la luna 180, presupunând că am făcut rambursările astea în fiecare lună, pornind de la 360 de luni și ajungând la ultima lună, 180, că dacă eu la fiecare lună rambursez în avans încă principalul următoarei luni, automat ajung la jumătatea perioadei exact. de creditare. Doar că, iată că la ultima lună, ajungem să plătim 4861 de lei. Mit noi l-am denumit pentru că se pare că este simplu de făcut asta la început și chiar este bine să o facem la început, doar că este un mit pentru că nu putem să o facem până la sfârșit. Sau putem să o facem, dar uh, plătind mult mai mulți bani. Nu 160-170 de lei cât este uh, principalul din, uh, de plată de la început. Bun, în acel scenariu pe care noi l-am avut în demonstrația videoului și îl vedeți în continuare și în comentarii, acel material cumva am mai inclus încă o posibilitate de optimizare a costurilor. De fapt, ăsta a fost scopul nostru. Cum să îi sprijinim pe oamenii care fac credite ca să-și optimizeze costurile pe acest traseu lung de mulți ani al creditării. Și am venit și am spus, ok, toată lumea știe cum se fac rambursări anticipate, n-a zis nimeni exact cum spui și acum, n zis nimeni că nu sunt bune, dar hai să vedem cât sunt de bune și când sunt bune. Iar uh. noi am inclus acolo un al treilea scenariu pe care să-l ia în calcul uh, omul, nu pe parcursul creditării, ci să-l ia încă de la început, din momentul în care se gândește cum să-și facă creditul, și anume să-și calibreze, să spun așa, suma cu perioada de creditare. Da, aș vrea să mai fac o precizare referitor la aceste aspecte. În primul rând, noi nu vorbim de soluție ideală pentru toată lumea. Nu există o soluție ideală pentru toată lumea. Există soluția ideală pentru fiecare persoană în parte, pentru fiecare în funcție de posibilitățile lui. Uh, noi în uh, scenariul pe care l-am uh, calculat, faci referire că am pornit cu creditul încă de la început pe o perioadă de uh, 15 ani versus uh, 30 exact. corect? Ok. Mm -hmm. uh, și da, cine își permite să facă asta este uh, cel mai uh, ieftin. Uh, calcul pe care îl poți face și cel mai uh, ieftin credit pe care îl poți accesa. Cu cât Pornesc cu creditarea de la început pe o perioadă mai scurtă, cu atât este mai ieftin. Nu înseamnă că așa cum au înțeles foarte multe persoane. Dacă eu pornesc cu 360 de luni și imediat încep să fac rambursări anticipate, este mai ieftin decât dacă aș porni de la început pe o perioadă mai scurtă de timp. Exact. De și asta da, cumva de... am tot auzit-o și am tras cu ochiul și în, și în bula ta de da. din TikTok din, și social media în general. Suntem plini de bule. Suntem toți în, <laughs> da. În care lumea întreba, da mă, dar voi nu știți câți bani salvez eu din primele luni dacă mă apuc să, să rambursez? Și aș propun să facem, uite, avem lângă noi și pe colega ta, pe Raluca, și mi-ar plăcea cumva să ne uităm un pic pe niște simulări, dacă... Dar, uh, da, ești de acord. Sigur. Uh, apropo de, de simulare, pentru că iarăși aici au fost uh, foarte multe comen comentarii, uh, în, uh, în simulator noi am uh, făcut calculele cu o dobândă de 9.12%, dacă nu mă înșel. Uh, și persoanele au înțeles că, vai, ce credit scump, deci băncile, ce oroare se întâmplă acolo. Și <laughs> evident că noi am pornit cu un calcul de dobândă mare pentru că am vrut să atragem atenția asupra creditelor existente care au fost contractate în anii anteriori cu o dobândă variabilă, unde avem avem, avem avem marginea de profit a băncii plus IRCC, care IRCC-ul este la o cotație de aproape 6%, și evident că noi calculele le-am făcut într -o, cu o dobândă mare ca să vedem ce înseamnă rambursări anticipate la aceste credite contractate în trecut. Chiar și creditele pentru prima casă, în momentul de față, au o dobândă de aproximativ 8%. Deci, despre ce vorbim? Dar aici, un, iarăși, dacă tot suntem la capitolul disclaimer, toate calculele pe care le-am făcut au avut aceeași dobândă. Deci dacă a fost 9,12, puteam să punem liniștiți 8 acolo și ne ieșeau aceleași concluzii, că până la urmă toate cele trei scenarii au avut aceeași dobândă. Sigur. Au avut aceeași sumă de plecare au avut uh, acei 30 de ani de referință de la care s-au făcut niște rambursări anticipate. Deci cifra respectivă de 9,12 este, cum spuneam eu acolo, just for fun, pentru că ne trebuia să punem ceva și am ales una cât mai realistă legat de piață. Și Răzvan, aș vrea să mai fac o precizare aici, pentru că... <coughs> Tot am pornit de la acest calcul cu dobândă de 9.12% variabilă. Uh -huh. Tot referitor la acest mit al rambursărilor, rambursărilor anticipate, nu înseamnă că nu este bine să facem rambursări anticipate. Dar înainte de a face rambursări anticipate, eu când mă uit în, în, în contractul de credit pe care l-am semnat, chiar persoanele care au creditele în derulare de prima casă. Au o dobândă de 8% în momentul de față, aproximativ. În primul rând, eu ar trebui să mă uit la o refinanțare, pentru că dacă pornesc de la un 8% sau 9% sau cât am eu dobânda și refinanțez în, cu un credit cu o dobândă de 5,7%, 5,8%, 5,9%, în primul rând de acolo eu am o reducere de costuri. Apoi fac rambursări anticipate. Sigur, pot să fac rambursări anticipate și înainte de a face refinanțarea. Dar cel mai important aspect este să-mi scadă dobânda. Ulterior, când am dobânda mai scăzută, fac rambursările anticipate mult mai profitabil pentru mine. Iată un hint nou. Iată, îl includem pe lista de, de hinturi. Bun. Raluca, hai să vedem un pic calculul. Deci, plecăm pe același scenariu de 300.000 bani împrumutați pe o durată de 360 de luni și avem un total de 878-334 bani pe care îi vom da la finalul perioadei de 30 de ani. Da? Acum, ce zice lumea în piață? Băi, hai apucați-vă din prima, a doua lună și rambursați pasiv. Adică, faceți rost de niște bani de undeva și îmi rambursați masiv uh, uh, credit pentru că o să scăpați de o grămadă de dobândă. Și acum, hai să vedem cum ar arăta dacă nu din prima lună, hai din a doua. Deci, plătim cumva prima lună integral, adică cea pe care o vedeți, 2440 plus a doua lună, uh, 2440, în total, cum scrie pe ecran, 4880. Da? Și hai să vedem cât ne iese dacă rambursăm, să zicem că facem rost de aproximativ vreo 10.000 de lei. Răzvan, să facem o precizare. Da. Îi facem rost atunci, după ce am plătit primele două rate. Da? Pentru că este ilogic ca eu să fac rambursarea anticipată după primele două luni. Dacă eu știam că i-am deja dacă buzmări, eu, dacă eu i aveam deja Acolo buzmări. o să ajungem. Că de fapt aici a fost cheia pe care lumea n-a prea înțeles-o. Dar, Raluca, ce te rog acolo? Coloana de credit, de la treilea rând în jos, deci de la 162 în jos, dacă poți să faci un total, să vezi câte luni avem noi până ajungem la suma aia pe care avem, am primit-o pe de 10.000, hai, 9.825. Deci suntem la linia 52. Deci, linia 52 înseamnă că am făcut rambursări de 50 de luni, și două le-am plătit pentru că așa anterior, am fost anterior. Da. Da? Deci, avem 9825. Asta înseamnă că avem un rest de, din sol de 289-855. Da? 289 200, 855. Așa, și mai avem rate de plată după ce am făcut aceste rambursare anticipate. Spuneam două plătite inițial cu tot dobândă și apoi anticipate că 50. 308. Uh, 360 minus 52. Și dacă da, vedeți acum... Că două le-am plătit anterior. Exact. Dacă vedeți s-a păstrat rata tot la 2440, deci suntem corect pe, pe linie, cum se spune, cu banca, Suma uh, plătită, în partea dreaptă avem 14.705, adică două rate plus cei 9.000 și ceva pe care i-am uh, plătit anticipat, da? iar această, acest demers a dus la o sumă economisită de 112.000. Pentru că, dacă vă uitați în uh, centru acolo, suma totală din acest moment de plată este de 751.464. Da? Deci banii pe care uh, clientul băncii i-a scos din uh, buzunar, de fapt sunt în total cei pe care i-are de aici încolo de rambursat, 751.000 plus cât a plătit deja până acum, adică primele două rate plus rambursarea respectivă, anticipat. Ei, iată că uh, doar din 14.000 ai făcut o uh, economisire de 112.000. Și acum vine ceea ce ai zis tu și ți-a ieșit porumbelul din gură mai devreme, că dacă ai ști că în momentul de față, chiar de la începutul creditului, când semnezi primele acte, tu ai cumva posibilitatea să accesezi acei 10.000 de lei și cumva să te gândești că mă, o să-i fac rost de undeva și orică e împrumut, orică i am, nu contează. Presupunem că i am, un că -am undeva. vorbata de data trecută, vând niște porci. Da. Da? Dacă tot știi că îi poți accesa, este mai eficient să te duci și să uh, negociezi cu banca diminuarea perioadei da, și da implicita sumei, pentru că acea sumă pe care o vedem pe ecran, Răzvan nu este în momentul negociere. de față, da, nu. nu negociere în sensul e... de contractare. Da, da? Contractezi de la început. Deci, acea sumă de 289.855 și curată de 308 este suma pe care o poți avea încă de la început. Adică, tu de asta ai nevoie. Dacă, da? ai, dacă ai banii respectiv pentru. Dacă că... ai acei 10.000. Dezavantajul rambursării anticipate aici, dacă îmi permis să mă duc până la capăt cu raționamentul, este că tu ai ezitat să folosești cei 10.000 din momentul contractării, ai ținut la saltea, cum se spune, cu gândul că îi folosești la rambursări anticipate, dar asta te-a costat, te-au costat cele două luni de la început, luna 1 și luna 2, unde ai plătit de două ori dobândă. Ai plătit dobânda de, de cât era acolo, 2000 și ceva, ori 2. De fapt, aici am vrut noi să spunem, ă, ă, asta a fost cheia da. discuției de data trecută. Este ilogic ca oamenii să înțeleagă că dacă accesează creditul pe o perioadă mai lungă și fac rambursări anticipate, este mai ieftin decât dacă ar accesa din start o sumă mai mică și eventual o perioadă mai scurtă. Exact. Deci rambursarea asta anticipată nu este vreo vrăjitorie pe care am descoperit-o noi acum. Adică, Dar e... vrei să trecem la partea cu vrăjitorie? Hai că vreau să facem un exercițiu și o să rog din opera Luca să ne ajute aici. Rămânem în continuare la cei 300 de mii, ca exemplu, cu 360 de luni și am auzit următorul, se mai spun mit, că mi-e și frică deja să mai spun mit, care spune așa, dacă te-a pus să rambursezi la un moment dat niște bani, Asta înseamnă, de fapt, că tu începi și tai niște linii din scadențarul ăsta pe care l ai în față și acum ești la mâna, să spunem, a funcționarului de la bancă, care nu prea știe el cum să taie, ba de la început, ba de la final. În primul rând, noi nu putem să vorbim de tăieri putem să vorbim de tăieri din graficul de rambursare dacă mergem la piață, ne punem acolo la tarabă și spunem, ia zi, cât tăiem din grafic? Păi atât. Și dacă tăiem atât, de unde? Îmi tai de sus sau îmi tai de jos? Păi eu stai de jos, dar eu aș vrea de sus. Păi nu se poate să... Și fiecare tai de unde vrea. Și fiecare, da, taie de unde vrea. Nu, ca să înțeleagă toată lumea, nu este vorba de o tăiere. E, corect spus și gândit, se întâmplă următorul aspect. Avem o formulă de calcul, matematică, care, în urma unei rambursări anticipate cu scăderea perioadei de creditare, nu numai, dar noi despre asta am discutat și evident că este cea mai eficientă scăderea perioadei de creditare. În momentul în care am un uh, sold mai mic și o perioadă mai mică rămasă de plată, vorbind de scăderea perioadei de creditare, mi se reaplică acea formulă la întregul sold rămas de plată. Și atunci reiese un nou grafic de rambursare. Nu există tăiere de sus sau de jos. Nu. Este formula matematică care se reaplică în. Uh, în momentul rambursării anticipate, precum cum se reaplică și de la o lună la alta. Pe măsură ce eu plătesc o rată, se reaplică formula și se recalculează. Și de aceea vedem în graficul de rambursare, Raluca, poți să, să ne arăți un pic graficul de rambursare? Vedem că dacă ne uităm la coloanele credit și dobândă, Vedem la prima lună, spre exemplu, pornim de la 160 de lei credit și dobândă 2280 de lei. Ulterior crește acel uh, credit și scade dobânda, pentru că se reaplică formula uh, de calcul a dobânzii la noul sold, adică uh, sumele din partea uh, de pe ultima coloană din dreapta. Hai să facem un exercițiu, că aici vreau să Cumva să eliminăm acest mit că banca ar putea să greșească. De aici, foarte multă lume ne. Cumva se agita, se intrase în panică dacă, cumva, funcționarul de la bancă taie din greșeală de jos și nu taie de sus. Hai să vedem un pic cum ar arăta dacă am vrea să facem o rambursare și o să ne rezumăm la sume mici, doar ca exemplu. Să spunem că ai plătit prima rată. Și vii pe urmă și vrei să rambursezi următoarele două. Nu, nu are sens să te mai joci acolo. Ne uităm direct pe, pe coloanele din tabel. Deci, avem prima rată plătită, și apoi celelalte două, adică 161 și 162, în total 323 de lei, îi, îi folosești pentru rambursarea anticipată. Asta înseamnă că noi ne așteptăm ca din luna următoare să ai o rată de. Tot de 2440, și da? cu un credit de, uh, un credit la 163 și cu dobânda la 2276. Asta ar însemna, mai pe românește, că se taie acele linii pe care uh, selectează lrl te rog, pe, primele, pe linia 2 și 3. Deci, acele două linii, dacă ar dispărea cu totul, deci toată linia de acolo, da? următoarea uh, linie scadentă la termen va fi cea de tot de 2440 în total, compusă din 163 plus 2276. Și hai să vedem cum calculează exact ce zici tu mai devreme, ce zici, ai vali mai devreme, cum calculează banca. Păi banca spune așa, mă, până la linia asta tu mi-ai plătit o rată integral și încă două anticipat, adică soldul pe care tu l-ai în momentul de față de referință este ăla: 299-517. 299, 517. 299 517. Și hai să vedem cum ar suna un credit care este de 299 517. Și câte rate avem acolo de aprobat? Avem 360 minus 3, adică 357. Și acum ce să vezi. Deci doar prin simularea. E ca și cum au iei de la capăt acum și faci prima dată creditul ăsta de 299,517 pe 357 de luni îți dă această linie exact cea de care vorbeam mai devreme. Deci, deci nu este nu o consecință e... matematică. N-are exact. cum să greșească cineva. Iată și rata totală este tot de 2440, este un element de control. Deci este matematică pură. Se reaplică formula de, de creditare de, la, da? la noul sold rămas de plată. Și la noua perioadă diminuată cu câte și, luni ai... Și la noua perioadă diminuată, sigur. Asta dacă optezi pentru diminuarea... Da, da, la da mergem pe scenariul ăsta. Uh, deci, deci, oameni buni, ce trebuie să verificați este că după ce scoateți noul scadențar, aveți aceeași rată și aveți mai puține uh, luni ca perioadă exact cu cât ați diminuat. Atât. Nu vă mai bateți capul dacă greșește sau nu greșește omul de la uh, ghișeu, dacă va tăia de sus sau va tăia de jos. E clar că se taie de sus, n-ai cum să tai de jos. Matematic n-ai cum să tai de jos. Pentru că. Repet, nu, nu discutăm de o tăiere. Este doar calculul. Uh, pur matematic. E cumva natural când compar cele două tabele, ăla inițial, înainte de rambursare și de după rambursare, să te uiți exact cum fac copiii când sunt mici. Ea arată mi asemănări și diferențe. Și o să observi că, de fapt, ăsta din stânga care era înainte de rambursare are două linii în plus decât celălalt. Lumea așa povestește și e natural, că cumva na, e greu să vorbim în formule matematice, dar vorbim în plan nivel vizual. Vizual vezi două linii în plus. Care linii? Ale de sus. Corect. Da? Um, însă, principiul matematic este corect, banca nu greșește, asta trebuie să înțelegem, tăiere, vorbim de tăiere, nu știu, la frizer, la mine a greșit un pic frizerul, a tăiat. A -a mai mult. Da, dar banca nu greșește. A, -a de sus. A -a de sus. Ia. ok. Uh, uite, un, un, alt subiect pe care, pe scurt, pe care aș vrea să-l discutăm aici era legat de partea asta de grade îndatorare. Uh, Tendința este cumva când micșorezi perioada de creditare, deci când îți faci calculele inițiale de, de, de contract, să zici, uh, pun, cum am pus noi, la 15 ani. Care sunt consecințele? Păi consecințele sunt că vei avea o rată mai mare. Asta Correct. înseamnă un grad de îndatorare mai mare. Um, ca să poți face creditul pe o perioadă mai scurtă, va trebui să te încadrezi în gradul de îndatorare respectiv. Uh, cel impus de... Cel impus de BNR. BNR, da. Dar, aici oamenii trebuie să înțeleagă un lucru foarte clar, pentru că se vehiculează informații de genul că Păi dacă cum să fac eu creditul pe 15 ani? Că nu pot, să, nu pot să plătesc o rată atât de mare sau nu vreau sau nu-mi dă banca sau whatever, nici nu contează. Da, unii nu pot, dar unii pot. Și atunci eu pot să fac calculele astea pentru unii care pot. Pentru că uh, unii vor, alții nu vor. Dar pentru cei care vor și pot și le permite banca, este normal să facem calculele și pentru ei. Să nu le facem doar pentru cei care nu pot sau nu vor. Uh -huh. Și atunci, noi nu vorbim. Uh, Uh, noi, noi, nu am discutat nici în podcastul trecut și nici în ăsta despre cum este mai bine la, uh, la, pentru toată lumea. Pentru că nu există mai bine pentru toată lumea. Fiecare persoană în parte își alege în funcție de posibilități și în funcție de ce vrea. Dar în momentul în care alegi, este foarte bine să fii foarte bine informat. Adică să știi. Dumne, dacă uh, fac pe o perioadă lungă. Ce se întâmplă dacă fac pe o perioadă scurtă? Ce se întâmplă? Dacă fac pe o perioadă lungă și scad lună de lună plătind anticipat cât o lună în plus ajungând la o perioadă scurtă, ce se întâmplă? Aceste calcule le-am făcut noi. Sigur că foarte multe persoane nu le au înțeles și au avut impresia că noi facem calculele astea fiind plătit de bănci ca să ramburseze creditele eventual și pe 100 de ani, dacă se poate și nu. Este uh, uh, discuția s-a dus în zona de a fi bine informat, să știi, uite, asta poți, asta nu poți, dacă asta vrei sau ce nu vrei, uite, astea sunt calculele matematice. Este matematică pură. Ți-am transpus-o pe ecran ca să o înțelegi și faci ce vrei cu ea. Exact. Și calculele interne, că de aici, iarăși, mențiunea a fost și din gura ta și și de la noi, era important să-ți analizezi atât tu cât știi că poți și banca vine și te mai ghidează și spune, vezi că n-ai cum să depășești și 40%, ca așa zice BNR, dar restul este o, o, chestiune de optimizare financiară pe care cumva mi se părea natural să venim și să o punem pe tapet și să arătăm că înainte de rambursarea anticipată există varianta de a calibra perioada și suma. Iată că am aflat astăzi că pe lângă asta mai există și când faci o refinanțare te apuci și mai negociezi inclusiv dobânda. Deci până la rambursarea anticipată ca tips and tricks mai există încă două lucruri pe care înainte de asta le poți folosi. Și aș mai vrea să ne mai ajute Raluca cu un exemplu aici ca să vedem un pic că, că acea perioadă de 15 ani pe care noi am pus-o a fost o perioadă așa de, de grație în care ne-am jucat un pic cu sumele, dar putem foarte bine să nu folosim 15 ani, uite de la 300 de mii, dacă ar fi fost 15 ani, hai să ne mai reamintim o dată suma, la 180 de luni avem 551, exact cât scria în carton, dar putea să fie pe 20 de ani. La 20 de ani cât am fi avut? 240 de luni. Iată că avem 653. Deci încă suntem destul de departe la 224 de 224.000. Iată ce uh, ecart mare față de uh, acei 30 de ani la linie. Dacă ne ducem în 25 de ani, hai să mergem la 300 de. Și iată la uh, și aici cred că ar fi bine să ne uităm un pic pe cifrele și de mai jos. Deci noi suntem în forma în care avem o rată de 2.542 de lei. Pentru 25 de ani am câștigat, ne uităm în dreapta, 115.000 din, doar din acest joc al uh, perioadei de rambursare, deci la 25 de ani, iar rata este de 2.542, adică cu 100 de lei față de acea, acel 2.440 pe care l-am avut de referință pentru 30 de ani. Deci, 100 de lei. S-ar putea ca lumea să nu o simtă foarte mult lună de lună, mai ales dacă vorbim de acum de vise din astea de a rambursa anticipat masiv, cum se tot ca strategie. Deci, iată, doar din 5 ani câștigați ca perioadă, vorbim de 115.000 câștigați la sold. Bun, până la rambursările masive, hai să mai vedem un pic ecranul cu respectivul calcul. Ce s-ar întâmpla dacă în acest moment cât avem 300 de luni, 300.000 de, de lei, avem un prumut, dobânda 9.12. Hai să vedem ce s-ar întâmpla dacă am face o refinanțare cu o dobândă de, spre exemplu, să luăm 5.79. Deci suma este 762 de mii, în momentul de față, da, pentru 25 de ani. Oh, wow. Deci rata totală a ajuns la 1895 de lei. Ok. Numai pentru că am făcut uh, o refinanțare. Uh, hai să ne ducem înapoi la 9.12. 2542. Pe de la de la 2542 la 1800 1895. 1900 să rotunjim, deci eu pot să fac rambursări anticipate. Adică Deci vii și cu la instrumentul în momentul de bază de rambursări îmi rămân, îmi rămân o grămadă de bani salvați din dobândă. Uh -huh. Da, pe care pot să i rambursez anticipat. Ăsta este mitul rambursării anticipate. Nu că facem uh, rambursări anticipate, dar avem uh, rămânem cu o dobândă mare. Păi, în primul rând, îmi scad dobânda și, pe urmă, o să-mi fie foarte simplu să fac rambursări anticipate, nu? Ele vin natural și vin dintr-o economie făcută din pasul anterior. E clar! Exact. Uh, vreau să mai fac o precizare referitor la gradul de îndatorare despre care ai vorbit mai devreme. Uh, respectiv 40%, acel grad de îndatorare de 40% se aplică uh, vorbind de creditele ipotecare de achiziție imobil, se aplică acel grad de îndatorare persoanelor care mai dețin un imobil în proprietate. Uh, dacă nu mai deținem un alt imobil în proprietate, gradul de îndatorare poate să crească până la 45%. Și, atenție, în anumite condiții, pentru anumiți clienți, gradul de îndatorare poate să crească și până la 55%. Este bine să știm aspectele astea și fiecare să-și aleagă în funcție de... Când, în practică, acele cazuri speciale, ceaul în spate, de unde vine exemplul ăsta? Uh, sunt... Uh, nu aplică acest grad de îndatorare mărit or, orice bancă din România, unele dintre ele îl, îl aplică. Sunt doar pentru persoanele cu un venit mai mare, și aici au stabilit o grilă a veniturilor, și care, din punct de vedere scorare, adică. Se introduc toate datele clientului în, în sistemul informatic al băncii, și de acolo reiese gradul de îndatorare pe care și îl permite, în funcție de uh, uh, toate datele care, care îl profilează pe el ca și client. Deci, în primul rând, trebuie să avem un salariu mai mare, de regulă peste 4-5 de lei. Net. Net, uh, net de persoană. Uh -huh și ulterior sunt și celelalte criterii pe care banca le ia în calcul, căsătorit, necăsătorit, ai pur cei, n-ai pur cei și așa mai departe, că știe toată lumea că banca solicită foarte multe date despre client, inclusiv prin cererea de credit pe care o semnează respectiva persoană. Și în funcție de aceste date se, îi se uh, uh, face un scoring, da, da? Uh, la care în urma scoringului se încadrează la un grad de îndatorare mai mare sau mai mic. Fiecare persoană, noi nu putem să spunem acum că uh, facem uh, un credit uh, în momentul în care facem un credit, trebuie să ne uităm la faptul că trebuie să avem un grad de îndatorare mai mic, adică să nu ne ducem în gradul de îndatorare maxim, ca să rămână bani să fac rambursări anticipate. Nu, fiecare poate să-și aleagă, pentru că anumite persoane pot să se ducă în grad de 55% și să-și permită foarte simplu să facă rambursări anticipate. Dar, de fapt, fiecare persoană trebuie să-și facă calculele și să știe că cum este mai bine pentru el să procedeze? Da. Mai ales că sunt anumite venituri pe care banca nu le ia în calcul, dar tu, ca persoană, dacă ai o anumită încredere în tine, poți să știi că ai o stabilitate și să decizi pe propria ta răspundere că, sigur. Te duci până în vorba ta, în 50%. E de la persoană la persoană. Mulțumesc tare mult, Vali. Sper că s-a mai făcut lumină în, în subiectul ăsta al rambursării anticipate. Acum, dacă ar fi să sintetizăm un pic și să mă completez dacă îmi scapă ceva, ar fi așa înainte să te apuci să plătești și să demarezi un credit uită-te și negocează-ți bine dobânda lucru pe care îl poți face și ulterior când faci o refinanțare 2. Uită-te la perioada pe care și suma de care ai nevoie cu adevărat și la care te poți înhăma ca să-ți permiți nu neapărat 30 de ani, du-te la 25, du-te la 20, habar n-am fă un calcul, vezi cât îți iese rata și vezi dacă îți permis sau nu. 3. Apucăte de rambursări anticipate pe parcursul derulării proiectului, creditului, pardon, când poți să faci totul. Făle. Da, e un proiect. <laughs> și, important, bineînțeles, du-l până la capăt ca să, nu, ca să rămâi cu ceea ce ți-ai propus să rămâi. Deci, cam astea ar fi uh, etapele și prioritățile, cumva, inclusiv din punct de vedere strategic. Vreau să mai fac o paranteză referitor la ce ai spus. <clears throat> Aceste negocieri pe care, pe care le-ai amintit nu sunt uh, niște negocieri, sunt oferte ale băncilor. Adică eu, ca persoană, trebuie să aleg uh, oferta cea mai uh, bună pentru mine, conform profilului meu de client, conform imobilului pe care îl achiziționez, pentru că uh, și asta contează pot să am o dobândă mai mare sau mai mică, la o bancă să am o dobândă mai mare, la o altă bancă să am o dobândă mai mică. De ce? Pentru că o bancă îmi ține cont de anul de construcție, pentru că o bancă îmi ține cont de certificatul energetic, de clasa certificatului energetic, pentru că o bancă îmi ține cont de suma împrumutului pe care o fac de o dobândă mai mare sau o uh -huh. dobândă mai mică și așa mai departe. Deci, nu vorbim de o negociere, ci de a studia Viața cu claritate și cu înțelegere, conform profilului tău de client și conform imobilului pe care îl achiziționezi. De aici eu pot beneficia de o dobândă mai mare sau mai mică. Dacă mă informez corect, beneficiez de o dobândă mai mică. Dacă nu mă informez corect, poate beneficiez de o dobândă mai mică, că poate am nimerit acolo unde trebuie sau poate nu. Iată de deci, ce e bine să știi toată oferta din piață, lucru pe care ăsta e avantajul vostru că-l aveți, și să nu te duci la fiecare bancă și să citești toată oferta care nu totdeauna este una cea mai inteligibilă pentru oricine. Că poate sunt niște steluțe pe acolo pe care nu le intuiești. Sunt, ca să nu te duci la fiecare bancă în parte, există, evident, site-urile fiecarei bănci. Și poți să vezi. Dar tot te duci pe site la fiecare bancă. Tot te duci și pe site mai, mai grav este dacă ei la picior așa și te duci din bancă în bancă. Dar sunt și specialiști în domeniu care pot te pot lumina în 3 minute, care este cea mai bună ofertă pe care o poți lua tu. Ceea ce vă recomand pentru orice subiect, fie că vorbim de imobiliare, fie că vorbim de creditare, până la urmă a te consulta cu un specialist din domeniu este o, cred că e un must, nici nu mai este deja o, o opțiune, pentru că e atât de mare responsabilitatea pe care ți-o asumi și atât de mulți bani și atât de multe zerouri, încât uh, hai să nu ne mai credem toți uh, Spider-Man și să credem că putem să decidem așa din, uh, din condei. Mulțumesc tare mult, Vali, te aștept să mai dezbatem mituri, pe, că aveți multe în zona asta financiară, sunt multe elemente de strategie și multe lucruri care circulă prin piață, așa, într-o zonă, într zonă gri și până la urmă e bine să le punem pe tapet și să le clarificăm pentru voi, dragilor, pentru că aveți nevoie de ele. Eu sunt Răzvan Muntean, numai bine!